O campanie de depistare precoce a cancerului de col uterin se va desfășura în perioada 14-17 iunie în județul Maramureș. Pentru testul Babeș Papanicolau se vor putea testa femeile cu vârste cuprinse între 24 și 29 de ani, iar pentru testul HPV se vor putea testa femeile cu vârste între 30 și 64 de ani. Acțiunea are loc ca urmare a proiectului Fii responsabilă de sănătatea ta, programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin, derulate de Institutul Oncologic Profesor Dr. Ion Chiricuță, Cluj-Napoca. În județul Maramureș, testările se vor desfășura după următorul program. 14 iunie între orele 10 și 18 în comuna Lăpuș, 15 iunie între orele 10 și 18 în comuna Coroieni, iar în zilele de 16 și 17 iunie între orele 10 și 18 în Târgu Lăpuș. Pentru a beneficia de testare gratuită, nu este nevoie de programare sau bilet de trimitere, iar înregistrarea se va face în baza actului de identitate.